У мене тато лишав, тіво лишав, син поведу. Прекувався майка стариця, і в мене родима. Прекувіоші, прекучерніч паринць, і віцентр Христос, прат сурорь. На часто зі кинок у сварі, і в укоріє духовні частки. Амвініт кутоці, ла свинте монастирі. У храму ончинця свинтою ірарх Василі, дінсату куїзилка. Це партичіпим. La sfințirea Sfântului Preastol, să participăm la sfințirea acestui sfânt lăcaș. Cu adevărat, biserica este bine împodobită, amenajată și avem posibilitatea să venim în bucurie duhovnicească, în satisfacție sufletească, să înălțăm aici rugăciunile noastre către Bunul Dumnezeu. Eu țin să-i mulțumesc Maicii Starețe, care astăzi a fost distinsă cu o înaltă distinție bisericească, Ordinul Meritul Bisericesc, pentru munca care a depus-o împreună cu obștea sa micuță de aici, pentru această Sfântă Biserică. De asemenea, mulțumesc Părintelui Alexei, actualului arhimandrit care a fost ridicat astăzi la acest rang, pentru munca deosebită care o depune în această Sfântă Mănăstire. Eu țin să mulțumesc titorilor, cei care au jertvit pentru bine amenajarea acestei Sfânte Biserici. Ceea ce ați făcut un lucru frumos, un lucru bun, un lucru plăcut, bunului Dumnezeu și nouă tuturor celor care venim în această Sfântă Mănăstire. Și eu cred că și în viitor, nu numai când vine arhiereul, ci totdeauna veți veni la Sfânta Mănăstire, la Sfânta Biserică, în zilele cele când ușile vor fi deschise și să săvârșe Sfânta și Dumnezească Liturgie. Pentru că ceea ce se face aici, se face pentru sufletul omului, pentru viața noastră de apoi, pentru viața noastră cea veșnică. Îndeosebi, astăzi aș dori să-i felicit pe toți cei care poartă numele în cinstea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, îi felicit cu ziua numelui, îi felicit pe cei care prăznuiesc astăzi ziua Hramului Case, de asemenea cu această măreață sărbătoare. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și în viitor, numai și numai la fapte bune. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, peste toți. Astăzi este anul nou după stilul vechi și în fiecare an este primit în această zi să venim la biserică și nu numai să venim la biserică, ci după obiceiul vechi să semănăm. Semănăm cu cereale, cu bomboane, cu bănuți, ca anul să fie bogat. Deci ei și noi, respectând tradiția strămoșească, o să vă urăm la toți un an bun, un an frumos, un an plin de belșug și toți cei ce îți prind de mână o să vezi tot anul. Să trăiți! Thank you.